Salut și bine te-am regăsit la un nou episod pe canal. Suntem pe The Long Drive la triplu de data... Nimic dubios. Nimic dubios. Suntem la triplu de data aceasta. Bă! Ți-am zis să... Ți-am zis să nu mai faci de-asta. Gata. Suntem aici și cu Tiger frumos în spate. Am văzut că v-a plăcut data trecută. Băi, te rog eu, nu mai apăsa. Nu, scuze. Nu mai apăsa. Ideea este că pe multiplayer, el de pe scaunul acela are control full asupra mașinii. Frână de mână, volan, accelerație, Nu, gata, stânga. Deci aici nu stă nimeni. Aici nimeni nu șade. Dă-te mă mai încolo. Acolo. Băi, lasă ușa. O arunc, fii atent, lasă-o jos. În față avem aici o zonă de loot. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul trecut și vă mulțumim. Acum, hai să vedem, uite o roată, nu prea avem ce să luăm de aici. Dar ne oprim, combustibil avem noi nevoie. Am mai găsit o zonă de loot, tot super nasoală. Am zis că poate, ok, hai să mai mergem, poate găsim ceva. Uite, avem combustibil. Dă-te așa să băgăm aici. Dacă vă jucați multiplayer și vă topăie mașina, să știți că trebuie să-i scoateți toate piesele de pe aia și să le puneți la loc, ca ceilalți să le vadă, ok? Na, ce ați găsit aici în frigider? Un corn. Uite, un corn, mușcat. Nici nu. Bă, asta e o hustă de telefon. Ai, e ciocolată. Avem aici un pat. Cam atât, n-avem prea multe lucruri. Avem o roată mare, o ușă care... Băi, pentru mașina noastră? Vezi că nu avem ușă pe stânga. Cum o să nu avem ușă? Nu e pentru mașina. Cum o să nu avem ușă? Unde nu avem ușă? Pe partea stângă. Față, spate? Spate. Gata? Da. Ce nu mai ai la ea? E toată o oglindă, să știți că lipsește. Eu am tot, dar face mașina. Ai chidă cu spray. Trebuie să ne punem la mișcare. Gata, probabil. Nu mai am spray. Nu știu. Ăla tab să-l iei în inventar, Tiger. Ce? Ăla de-l ții mână. Nu ține nimic în mână. Eu, scuze, n-aveți nume și sunteți la fel toți. Haideți să ne punem la drum, mergem la următoarea zonă de loot, sperăm să găsim măcar o mașină. Să le dăm și băieților. Nu se închide. Șofer profesionist, aici țineți-vă, bine? Avem de urcat puțin, după vom coborâ mult, să sperăm că găsim garajul cu mașina, va fi genial. Mai facem o mașină, după să mai facem încă o mașină, o să facem curse că... Căutăm motoare și... Bă, dar nu mai stăți... Așa... Prea în sufletul meu era. Ce-ar fi să vin și eu la voi? Așa... Drumul... Mamă, cum șofez de aici. Dădeți-vă că-mi țin capul aici așa. Ia uite-l ea. Ce zici? Da, face poze. Hai să reglez o grida pe toți trei. Să știi, bă, stai mă că eu sunt șoferul aici. Lasă-mă să... Așa să vă văd. Ia mâna. M-a căzut toată mașina, a oprit radio că s-a produs accident. Ce-i că... A sărit doamna mașina. Voi vedeți piese sărite? Stai să o prezmăt. Nu. Ok. Cauciucul de pe partea asta. Cauciucul, ușile, oglinzi. Stați așa, hai să dormim. Hai să dormim. Apăsați vă. Să ne apucăm de dimineață. Mare accident ce s-a întâmplat aici, lume. Bună, de la muzica aia s-a tras. Era prea așa hype. Stai. Eu am să dăm mai încet, dar nu, tu simți vibe-ul tu. Am simțit stâlpul. L-ai simțit de tot. Trebuie să curăț sângele de acolo. Bă, s-a blocat unul. Uite, oglinda. Da, așa, asta e ușa din față. Da, din față, da. Aia e oglinda din interior. A zburat ușa. A zburat? E ok, acolo. Ia. Okay. Gata, am montat aici, stai să curăț. Ce ai montat? Ușile. Ia uite. Nu vrea... gata, am șters sângele. Ce? Ok, las-o așa, dacă nu o vezi, nu o vezi. Hai să ne continuăm drumeția. Pune oglinda aia frumos. Încerc, nu-i da cu G, dă-i cu F, ți apare mount, nu G, nu ataș, mount. Nu mai poți să o scozi acolo. E deasupra mașinii. Ăla-i mă! Parcă mi s-a lungit gâtul de la accidentul. Băi, nu mai avem ceasuri. Lasă așa, nu ne trebuie și ceasuri. Uite, radio, mă, băieți! S-a terminat melodia aia. A sărit frecvența aici, demon. Am găsit ceasul, stai. Uite, era aici. Mamă, iar începe un banger de ăsta nebun.
Ce stel mă duc, iară. Ia uzi, venicule. Da, de drum. Dă-l pe 11, nu merge, maxim. S-au dat ceată peste bord, cred că avem 200. 180 nu mai e. Murim. Nu murim, fugim. Fugim. Mamă. Uite driftan aici. Mamă. 360, hai. Nu pot să o redresez. Ah, s-a oprit. Mamă, nu, suntem bine. Ne-am răsturnat. Nu ne-am răsturnat. Ne învârtim. Casa, băieți, casa în spate. Hai să mergem. Hai, de obicei are mașini în parcare. Mamă, cred că e mașina acolo. Mamă, s-a luat PS-ul. Opriți muzica să ne, să vedem mai bine. E o mașină, băieți. Hai să mergem să vedem ce am găsit. Cred că e exact ca asta. La mine e asta. Autobuz acolo. Și autobuzul, dar e și de asta aici, e auto. Mamă. Îmi sparge puțin așa FPS-ul, dar... Da, mă, ia uite, mă, ce bine arată, mă, voi vedeți, ok? Are apă în rezervor, din păcate. E aceeași mașină, bă. Am nevoie de asta. Bune. Ia să vedem ce găsim aici. Mamă, nu cred că găsim nimic. Ia, combustibil. Uite, un litru de gaz, am putea să băgăm la aia. Un motor, oare ce mai găsim? Stopa. Eu am pietre în casă. Da, și eu. Ai, ok. Mamă, e cum roțile astea, o tunezi, fii atent. Mamă, mai sunt roți de astea, mai sunt roți. Una mai trebuie și le avem pe toate, avem set. Perfect! Am găsit. Vreți să mergem cu două mașini? Băiți? Cum vrei. Mergem cu două. Hai, eu zic că să mergi tot cu una. Tot cu una? Da. Până... De ce? Păi de ce? Asta are cauciucuri proaste, nici combustibil n-avem prea mult. Da, corect, asta cu combustibilul e nostru, ar trebui să dăm de la noastră. Da, nu. Păi atunci băgăm litrul ăla în aia, îi facem upgrade-ul cu roțile mai mari, băieți. Da. Mă duc să iau combustibilul, să văd ce găsesc în ăsta. Ulei, n-am venit, băi. Oare n-am găsit combustibil în ăla? Stai că mă duc să mă uit ce are ăsta în rezervor. Mamă, dacă găsim motorul pe el, trebuie să punem diesel. N-are motor. Ce motor are ăsta? Autobuzul. Cel mai bun motor din joc. E buguit. Sau o mașină normală, te referi. Aia normal. Nu-mi dau seama unde are ăla de combustibil, că e prea ruginit. Tot ruginit. Nu-mi dau seama unde are. Prin spate ar trebui. Sau nu? Mamă, deci nu pot să-l văd, e prea ruginit totul. Trebuie să fie o clapă de aia micuță. Dar unde am găsit-o? Mamă, 28 de litri de benzină! Benzină! Adică ce avem și noi? Da, dar cum facem? Trebuie să iau ăsta, stai așa, să punem și aici. Și să pun să se verse în ăsta. Cred. Trebuie să ridicăm puțin camionul pe parte. Ne trebuie cauciucul dinăuntru să-l balansăm. Operațiunea salvați combustibilul a început. Mamă, Tiger, de ce merge așa dubios? Nu știu cum merg. Ești lăsat tare de tot ăla. Scoate-l, că avem janta. Un frigider sus. Așa, montăm ăsta. Deci nu numai la mine merge greu, nu? Să înțeleg. Nu, FPS-ul și la mine merge greu. 30 și uneori îmi dă niște șuturi. Mamă, 8. Da, 30, 40. E din cauza la clădirea aia, că e buguită cu alea pe acolo. Stai și alu, îi punem cauciucul aici. Bun. Ne trebuie asta. E bine că am luat furtunul. Păi putem să mergem cu două mașini, practic. Acum, da, nu, mai bine cu una. Ia veniți aici, băieți, să vedeți cum să face treaba. Ăsta îl punem aici. Cât o benzină. Mergem toată mapa. Băgăm stick in. Îl luăm pe ăsta. Nu așa trebuie să... Acum care unde curge?
Ok, deci practic trebuie ridicat ăsta. Stai, trebuie venit mai sus. Stai puțin, lasă-l așa, că am o idee. Ok. Trebuie cauciucul pe partea aia. Ideea e ăla mai sus, cedează celui de jos. Cam așa e. Puneți-vă să împingeți de el, nu știu. Ridicați-l. Băieți. Daniele, vină la împins, Daniele. Gata. Unde? Trebuie să împingem autobuzul. Într-o parte. Sau să încerc eu să las ăsta mai jos, ia. Oare dacă... Uită-l. Ăla-i. Ăla-i. Oh, bun. 20 de litri. O să dureze puțin. Facem manevră, băieți. Îl încarc pe ăsta. Deci aparent chiar contează cât de plin este. Eram acolo în spate și de la 14 litri a început să curgă. Așa că o să facem două drumuri. Am băut iară, nu vine să cred. Haide, mă. Bă, Mariane, ne trebuie pentru drumul, nu mai bea. Stai așa, că să am și eu puțină energie. Mau, nu pot să... Gata. O să facem două drumuri și luăm tot combustibilul în felul acesta. Băieți, spuneți voi roțile? Da. Le vedeți pe celelalte? Da, alea mari, frumoase. Doar... Și merge tot pe janta veche sau? Da, pe janta veche, dar alea care jante mai frumoase, puneți-le pe alea mai frumoase. 20 de litri. Eu zic să lăsăm, sau nu, mai fac un drum cât puneți voi acolo. Bă, dar vezi că cauciucul ăsta e bun, rata aia. Era nou. Da, ăsta e mai bun, e mai mare. Stai așa să-l și spăl puțin. De asta zice Marian, să-l înlocuim. Da, dar nu avem doar două cauciucuri mari. Nu. Sunt patru. Sunt patru. Cred că nu pot, trebuie să-l pun pe mașină, pe auto. Uite-o cum arată, ești nimun. Dar nu se curăță cauciucul. Am curățat janta, pe și cum curăț cauciucul, frate. Cred că trebuie să-l dau jos. Nu-mi explic. Nu mai am fus. Stai că eu nu pot jos. Băieți. 2, 3. Bă, vezi că curge benzina. Aoleu! A, picurat puțin, mă. Picurat puțin. Pare, ăsta e curat maxim sau merge mai curat? Cred că... Ăla e mai curat? Nu-mi dau seama. Stai că-i șterg cu buretele. Unde am buretele? Pare mai curat, nu? Ăla, de-i pus. 2, 3, 2. Da. E mult mai curat. Mamă. Altă mașină. Deci ca să-i ștergi cu buretele, trebuie să-i dai jos de pe jantă. Ok. Sunt spălate toate? Nu, ăștia sunt terminate din spate. Nu știu, dar m-am chinuit să le pun. Mamă, uite-l pe ăsta cum arată. Stați, băiți, așa să le dăm o față puțin. Am buretele ăsta. Așa că îi dau cu buretele frumos. Să dureze ceva, văd. Oare nu merge cu buretele? Haide, mă, ce? De ce nu merge? Nu-i place, mă, frate, cu buretele. Și fâs, mai am 4. 1, 2, 3, 4. Oare acum merge cu buretele la final? Să-i dea Luciu? Da. Tu îți dai întâi cu fâs și fâs. Nu merge Daniele, nu vrea de nicio culoare cauciucul ăsta. Îi dau picioare, cred. Și nu mai am nici fâs. Băi, eu îi dau cu buretele direct. Tu ai burete? Eu am burete, dar nu merge. Ia pune janta. Nu, curăță janta dacă îi pun janta. Uite. Janta merge. Bă, de ce nu mi-apare mount-ul? Aha. Deci, bă, da, mai am gumă pe burete. Da, mă, mai am carne de-aia. Uite-l, mă, nu vreau. Bă, nu vrea să scoată. Uite, de-alea. Uite, geanta a curățat-o, vezi? Nu merge. Lasă-l în liniștea lui. Oricum, nu mai am să-l fac și pe ăla, dar măcar să fac geanta. Gata, mă, iau-o. Mamă, e frumoasă tare. Ce, avem nevoie de uși? Avem vreo ușă terminată? Da, e aceeași culoare, o lăsăm, nu? Că după să fie nuanță diferită. E frumoasă tare, mă. Hai, mă duc să mai scop puțin combustibil de la autobuz.
Gata, s-a rezolvat cu cauciucurile, aparent Tiger le vedea noi, alea le vedea 20. Și am făcut cauciucurile noi, băieți. Avem mai o ușă am. În spate care cred că nu e fusfusuită. Asta. Asta din spate. Aia din dreapta? Da. Dar am făcut-o cu fusfus puțin, mai trebuie o mai dată. Mai trebuie o dată. Nou, să zicem, bun. Frumos. Am zis că e altă mașină. Zici. Mai ai 4 fusfusuri? Da. Ține-l în inventar că avem o ușă care va trebui. Cum îl țin în inventar? Sau haionul e... Stai că la mine e noapte. Și la mine imediat. Că nu știu ăla din spate dacă e nou sau nu e nou. Ia să vedem. Da, e nou, doar că e diferență mică de culoare. Da. Mamă, dar arată bine rău cu cauciucurile astea. Jantele parcă nu sunt. Jantele nu, sunt maxim. Apropo, dacă ați ajuns până la minutul acesta, vă mulțumim frumos, dar totuși aș avea o curiozitate. Știu că probabil sunteți în full screen sau probabil în cat sau ceva comod. Rugămintea este, dacă doriți, evident, să apăsați butonul de apreciere, să vedem câte persoane ajung până în punctul acesta. Să vedem. Chiar sunt curios. Ia, haideți, băieți, să plecăm la drum. Cum bag ăsta în... Hai să dau un save. Apeși tab. Da. Și după apeși 1 sau 2. Sau 3. Ideea e să schimbi slotul. Să-ți dea mâna goală. Bun, mersi. Haide, let's go. Ia uite ce frumoasă e mașinuța aici, nemun. Avem combustibil, gârlă, cauciucurile mari. Oh, ce a intrat solul ăla. Da, mai trage de ușa aia în halul ăsta. E și mai ridicat acum mașina. Da. Dar e mai nu e atât de stabil acum pe viraje. O să ne rostogolim de multe ori. O să murim. Bă, dar unde-i drumul? Am luat o parătură. Gata, am găsit drumul. Nu cred că urcăm. Nu putem să împingem. Da, săriți. Mamă. S-a dat bordul peste cap. Aoleu. Țineți-vă. Mamă, unde suntem? Unde-i drumul? Sus. Gata. Mamă, uite cât coborâm. Uite cât coborâm. Dacă nu-l dau peste cap. Ține-te bine. S-a dus 160, cred că 200 și. Mi-e frică, ție mă de mână. Ajunge la zero. Ajuns la zero. Aoleu. Țineți-vă. A căzut capota. Ia capota, prinde-o. Dai. A mai sărit ceva? Inspecție, băieți. Bă, dar ce tare arată fără capotă mașina. Da, hai să o punem. A căzut radio, stați că nu-i bine. Și ceasurile. Așa, să montez și ceas. Nu mai avem ceas la mașină. Bă, avem turometru, avem de la alt. Mașina asta n-are turometru, mai acum am realizat. Ăla era de combustibil, și apă și baterie și ulei. Noi n-avem turații la mașină. Toată lumea, gata, let's go. Nu, mama, am căzut direct de aici. Țineți-vă ușă în mână să nu cadă. Țineți ceva, că... Ia, inspecție rapidă, băieți. Fii aia de aici. Uite oglinda. Mi-a căzut oglinda de sus. Bă, am găsit oglinda totuși. Privește partea bună. Ia, stai așa să mă... Ce-a căzut? Eu am văzut că au sărit lucruri. Nu, avem tot. Bara a sărit. Nu sport fără bara. Cred că și radio-ul. Panou? Și cam asta avem noi de urcat acum, tot de-al ăsta aura ține succes. Mâine mai urcăm Daniele, dacă am oprit aici. Dar cu ce mai pus în spate acolo? Păi, ce vinam eu că vă puneți mâna la cuc? E prea abrupt. O să urcăm până la urmă, 90 de grade. Sunt cu antea, o las-o manual. Hai că urcă, 40. Daniele! Da. Nu te mai văd. Da. Mi-a căzut cauciucul, ești nebun? Sunt bune. Da, m-a căzut un cauciuc. Da. Haide, Daniel, aduc cauciucul. Se pare, băieți, că am găsit și o zonă de loot aici. Nu e cea mai bună zonă de loot. Dar să vedem ce-o fi în ea. Prea multe... Mariane, mai ai nevoie de cauciucul ăsta? Îl mai aduc sau da, lăs aici? Da, adu-l. Păi n-am cauciuc. E la albul, nu? Da. Am găsit aia de Dacie. Oare se potrivește? Ai unul. Vezi că am găsit mai multe cauciucuri. Bă, și jante. Doar unul lipsește.
Mamă, parcă vine așa puțină. Îl colorăm și eu zic că e de la mama lui. Nu-ți mai dai seama, știi? A, da, Daniel, reconect. Nu mai am nimic pe mașină, e pe lângă mașină. Da, bă, nu știam că afectează. Și dacă de celălalt? Da, da, da. Dacă aș găsi un tub de vopsea... Nu, am găsit gaz, dar nu, destul. Un tub de vopsea... Uite, avem un televizor. Mă văd un iepure. Lasă iepurile, Daniele, vină cu cauciucul ăla. Păi vine... Bă, atacă iepurile! Bă, vin după mine! Cred că vă pun în remorcă pe voi. O să... Remorcă. Da, am găsit remorcă. Dar nu pot să o trag. Trebuie, mi-e împinsă de la spate. Fuge, fuge, fuge! Gata, uite că merge. Plăm remorcă? Dar n-avem ce să cărăm cu ea. Cred că îmi dau drumul pe vale cu ea. Ia, stai așa. Nu pot. Nu pot. Ce să mai... Las-o așa. Las-o așa. Ia uite-l cum vine cu cauciucul, cum îl ține, zici că e trofeu. Bine, bă! Haide! Mată-l scap și ia la vale. Să se ducă. Mamă. Nebunii, nu mai ți-o pui mă așa, mă. Mergi, mă, normal, mă. Vrei să o faci de oaie, tu. La final. Cauciuc. Da, lasă-l jos, lasă-l jos, lasă-l jos. Probabil nu vezi jantă. Nu, mă, toate lipsesc. Cum, mă, toate? Toate cauciucul. Da, de fapt, da. Toate jantele. Voi le vedeți câși. Gata, băieți, avem roata funcțională. Bun, lăsăm și noi episodul acesta aici. Băi, peripeții, pentru voi 20 de minute, pentru noi 73. Hai că ne distrăm. O să lăsăm ăla pe spate așa, o facem cât mai sport, frumos, arată bine, tare, îmi place. Picasso! Dacă v-a plăcut, nu uitați, puteți susține episodul, apăsăm butonul de apreciere, să vă abonați, este complet, la, complet gratuit și veți fi la curent cu tot ceea ce postăm pe aici. Vă mulțumim frumos, pe data viitoare, pa, pam!